Datorită serviciilor de îngrijire socială și medicală oferite de Asociația Obștească Casmed, au beneficiat în ultimii 7 ani de îngrijire la domiciliu în comunitățile lor peste 7500 de vârstnici și persoane cu dizabilități din 47 de localități din Republica Moldova, circa 2000 de beneficiari fiind din raioanele Șoldenești și Rezina. Mulți sunt plecați, copiii singuri, greu. Cererea de a ajuta bătrânii este în prezent și în permanent este, că în timpul de față de la bugetul de stat noi avem 3 persoane care acordă oarecare ajutor, acordă ajutorul social la 30 de persoane, fiecare 30 persoane, și totodată avem susținerea Asociației Obștești Casmed, care tot avem angajate 2 fete care au grijă de 30 de persoane, soră medicală care tot de 20 de persoane le acordă ajutor acolo de masaj, de tensiune, de medicamente de a le acorda. Satul Echimăuți este una dintre primele localități din raionul Rezina care a reușit un parteneriat al primăriei cu Asociația Obștească Casmed. În ultimii 4 ani, dincolo de ajutoarele materiale, vârstnicii solitari din sat sunt ajutați și îngrijiți la domiciliu, fie lucrări în grădină, fie o căldare cu apă, spălatul rufelor, până la proceduri de tratament sau chiar alinare a durerilor. Și le stabilim funcția nervului. Așa începe o zi de muncă a asistentelor sociale și medicale din satul Echimăuți, raionul Rezina. Lucrătorii sociali din partea statului vin în ajutorul a 30 de bătrâni singuratici din sat. Alte 20 de persoane care ar fi putut rămâne în lista de așteptare pentru îngrijiri la domiciliu sunt asistate de Asociația Obștească Casmed, care pe lângă asistență socială le oferă și asistență medicală. Eu am 5 ani de amă de când sunt în organizația asta. Și vin și mă întreabă și mă ia și îmi schimbă procedurile, îmi face ce ai face. Dacă am nevoie de injecții care le primesc eu de la punctul din sat, mi scrie doctorul de familie. Și sară pe murget, deci, și dimineață tare și că e energică, așa, e umanoasă, e face bine. Eu lucrat o viață soră medicală și știe de unde le iei și unde le pui. Galina Negura activează în calitate de asistentă medicală la Asociația Casmed de aproape un an de zile. Are în grija ei 20 de bătrâni din sat. Până nu fi serviciul ăsta, parcă era uitați de lume. Proiectul de acum mai de 4 ani la teritoria satului. Oamenii în tate sunt foarte mulțumiți. Doamna Florica Marcu la noi e beneficiară de acum de o jumătate de an. Picioarele domnei ei s-o leacă inflamate. Am vedea cu mine sau procedura are ca scop ca să mărească vascularizarea sângelui, ca să are acțiuni antiinflamatoare, de asemenea are acțiuni antipirietică, antireumatică. Toată viața a lucrat la câmp, statnică am fost la tepliță, la titiun, la răsadă, am lucrat pe deal, am fost doiarcă. Noaptea lucram la școală oborță când făceam casă și era greu, dar ziua lucram la deal la norme. Tensiunea e bună. Eu sunt 30 pe 80. Bună tensiune. Brava, bunica. Tensiunea nu ai probleme. Nici cu picioarele nu mă simt așa de rău de când vine dumneai, doamna Galina, aici la... și mă patronează. Pune-mi ce avem azi de făcut. Azi avem de făcut să ne aduci apă. Apă, în primul rând, și să ne aduci acolo... Lemne. Geanta e goală. Gălețele-s goale. Bravo. Și poftim. Pentru Livia Gobjilă, să fie lucrător social la Asociația Casmed reprezintă o șansă unică de a rămâne acasă alături de familie și să nu-și mai caute rostul printre străini. Cu asta mă mulțumesc că nu lepăd copiii să mă duc pe șchiotare. Dimineața de scol, ieși și la serviciu. Spălatul lingerii, hainelor grele, aducerea acasă. Între lucru în grădină când e primăvara, între curățenia în casă este generală și este pe săptămână care. Aducerea apei, aducerea lemnelor, ajutorul la pregătirea hrănii. Sunt bătrânei care sunt pasivi, poate nu dormi noaptea, poate au avut ceva grijă. Vrei să o încurajezi și de-a-mi schimbă deodată dispoziția. Și când băbuța să râde, te râd și tu. Și uiți problemele de acasă și băbuța uiți problemele care le-au avut. Serviciul de îngrijire la domiciliu în Echimăuți avem angajați 2 lucrători sociali care deservesc 40 de persoane vârstnice și o asistentă medicală care îngrijește de 20 de beneficiari.
Pe lângă faptul că în cadrul proiectului au fost create 4 locuri de muncă, bătrânii au permanent un suport la necesitate, că comunitatea are o mai bună monitorizare, da? Sau o mai bună cunoaștere a situației existente, împreună cu ONG-ul partener local Caritate Chimăuț, suntem permanent la curent cu nevoile vârstnicilor din Chimăuț, cu problemele cu care vârstnicii din localitate se confruntă și împreună cu autoritatea locală încercăm să le venim în ajutor în măsura posibilului. Pe an ce trece, numărul vârstnicilor crește, da? Respectiv și nevoia pentru servicii, fie sociale sau medicale, la fel este în creștere. Din experiența noastră observăm un procentaj mai mare de solicitări la sate, fiindcă la oraș plus minus mai sunt instituțiile de stat sau instituții private, ca, cum ar fi Casmed, care pot să ofere astfel de servicii la domiciliu. Potrivit experților, Republica Moldova nu dispune de studii oficiale ce ar reflecta numărul real al persoanelor care necesită îngrijiri la domiciliu, numărul exact al prestatorilor de asemenea servicii și nici mecanisme de estimare a costurilor de îngrijire. Formula de acoperire financiară a acestor servicii, prevăzută în cadrul parteneriatelor între primării și Asociația Casmed, presupune și contribuția beneficiarilor cu circa 10%. Bună oară, primăria orașului Rezina este gata să achite și cota beneficiarilor pentru a stimula în comunitate acest model de îngrijire a vârstnicilor și bolnavilor. Ne-am propus să-i asistăm pe locuitorii orașului, chiar să și astea 10% cumva să le compensăm noi, pentru că persoanele sunt foarte rezervate când ajung să plătească 10 lei pentru o vizită a unui lucrător social la domiciliu sau a infirmierii, a asistentului medical, și sunt rezervați. Totodată, aceleași persoane ne învinuiesc de lipsă de asistență, de implicare din partea statului în soluționarea problemelor cu care se confruntă. Lipsa de informare, ori lipsa de percepție a ce înseamnă proiectul respectiv, oamenii sunt foarte rezervați și din cauza asta, plus lipsa de informare, pe undeva este și o rezervă din partea asistenților comunitari, pentru că apare pe undeva și o concurență. Și asta e bine, normal, orice societate, chiar începând din domeniul comercial, când este o concurență, se dezvoltă, se naște calitate. Și asta și ne-am propus. Elena Botnar din Rezina spune că, suferind acum 5 ani un atac cardiovascular, a așteptat 5 ore să fie internată în spitalul din localitate. Așteptare cu urmări grele pentru femeie. De atunci nu-și mai simte mâna dreaptă. Când am vizitat-o, era împreună cu lucrătorul social Casmed și coceau pâine. Dar nu avem pâine și nici bani nu prea, dacă eu multe leacuri folosesc. Și ne-am cumpărat panină și mai ieftin să iese, să nu cumpăr pâine, că nu are moartea când vine la mine, că sunt mai mult ca mine. Și sufletește ei ca o pată la mine, ca pata mea. Vine și discutăm ce am nevoie, mă întreab ce să-mi cumpere, ce să facă, ce e maladeață. Deja eu m-am deprins, chiar azi împlinim un an de zile de că nu crezi la Casmed și deja eu m-am deprins cu ajutorul pentru bătrânii. Până acum eu am lucrat vânzător, dar și acolo e obositor și aici e obositor, peste tot este obositor. Și deja eu m-am deprins cu dânsul că eu sunt conștient că eu toată dimineața trebuie să mă scol, să mă duc la cineva, să văd cine ce face. Se descurcă, nu se descurcă. Elena Botnar spune că, suferind de hipertensiune arterială și alte dureri, s-a adresat medicilor să fie internată pentru o cură de tratament, iar din lipsă de locuri nu a putut beneficia de aceste servicii, așa că a cerut bani de la rude să-și poată plăti un pat într-un spital privat și să-i fie administrate medicamentele necesare. Pot să-i dau cecurile care eu m-am cheltuit, cu leacuri, cu bolnița care așa stă aici, că așa, pentru mine loc la aici la bolniță nu era loc. Medicul de familie a zis că nu sunt locuri pentru mine să mă lecuiesc, dar ei îmi dă, nu terapie, în terapie eu am vrut. Dar acolo nu spune capins, nu spune nică, dar eu am vrut în terapie, spuneți capins, că sângele meu se îngroșează postăiană și îmi dă în tensiune. Și cap mă doare. Și sunam la scoră și m-a tanichin că
cu dureri de cap. Și nu s-au mai văzut schimb corea, dar după asta-i dureri de cap la boala mea asta, nu prost o mă doare. Asociația Casmed este în căutarea unei asistente medicale pentru cei 17 beneficiari din orașul Rezina. Problemă greu de soluționat în contextul migrației cadrelor medicale din țară. În prezent, asociația activează în 47 de localități din 11 raioane ale Republicii Moldova. Doar în raioanele Rezina și Șoldenești, asociația Casmed a deservit în ultimii 3 ani 1900 de vârstnici și persoane cu dizabilități, serviciile de îngrijire socio-medicală în aceste două raioane fiind finanțate de Crucea Roșie din Elveția. Pentru a oferi servicii de îngrijire la domiciliu, în perioada 2014-2017 a fost necesar un efort financiar total de circa 7 milioane de lei, 75% din costuri fiind finanțare externă, iar 25% contribuția autorităților publice locale și a beneficiarilor de servicii din regiunile țării.